Fondul școlii sau fondul clasei a fost întotdeauna un subiect de discuție între părinți și dascăli. Fie că unii părinți nu înțeleg utilitatea acestei sume de bani plătită în plus, fie că nu doresc să plătească pentru că nu au bani. Da, este un fond al clasei, este un fond al școlii. Eu însă mi-am fost diriginte foarte multă vreme. Sunt lucruri care țin absolut de fiecare școală în parte. Există Asociația de Părinți, vă spuneam, cu personalitate juridică, care la nivelul școlii, în urma unor ședințe electorate cu părinții, stabilesc această contribuție voluntară, nu se cheamă nici fond al școlii, nici altceva, nici impozit pe elev, nici cum vreți să-i spuneți. Este o contribuție voluntară stabilită de comun acord și vreau să vă spun că sunt părinți care nu numai că acceptă, vin cu aceste propuneri, alții însă care sunt reticenți și sigur sunt mai multe motive. Unii pur și simplu nu au acești bani, alții care nu sunt sume, să ne înțelegem, nu sunt niște sume extraordinare, asta înseamnă în jur de 30-40 de lei pe un an școlar. Reprezentanții inspectoratului sunt de părere că nu trebuie să se facă prea mult caz pe acest subiect, pentru că unii elevi cheltuie 20-30 de lei pe zi la școală. Ce nu mi se pare o sumă extraordinară în contextul în care eu știu cazuri suficiente de elevi care cheltuie sume cuprinse între 10 și 20 de lei pe zi într-o școală. Dar nu asta este discuția. Fondul ăsta al școlii, care este, vă repet, o contribuție voluntară, absolut voluntară, se stabilește de comun acord, este gestionat de Asociația de Părinți cu personalitate juridică, au documente fiscale în acest sens pentru că altfel nu se poate și se încarcă sau se descarcă în funcție de cheltuielile făcute.